a fost urmat de peste 200 de replici, cea mai mare de magnitudine 6,1. Familia, starea de sănătate și banii sunt pentru români principalele motive de satisfacție. În același timp, cei mai mulți se tem de perspectiva de a-și pierde pe cei dragi sau de a ajunge să trăiască de pe o zi pe alta. Sunt concluzii care reies dintr-un studiu de piață făcut de IRSA Center. Românii se tem în egală măsură de boală și de situația în care nu ar avea suficienți bani pentru achitarea cheltuielilor curente. Pentru 37% dintre cei intervievați, gândul pierderii unei persoane dragi reprezintă cea mai mare teamă. Un sfert dintre cei chestionați au mărturisit că cel mai tare le este frică să nu-și piardă locul de muncă. În ceea ce privește situația lor financiară, 8 români dintr-o sută se tem că nu vor putea să le ofere copiilor cele necesare. Femeile sunt mai îngrijorate de lipsa banilor, în timp ce bărbații sunt mai preocupați de situația profesională. Dintre dezastrele naturale, românii se tem cel mai mult de cutremure, această temere fiind preponderentă în zonele București și Moldova. Unul din trei români se teme să nu rămână singur, iar 20% dintre cei intervievați sunt îngrijorați de neajunsurile bătrâneții. Dacă vorbim despre motivele de satisfacție, jumătate dintre români au spus că principala sursă de mulțumire este fericirea familiei. Motivul este valabil mai ales pentru femei și persoanele de peste 50 de ani. Pentru tinerii sub 30 de ani cu educație superioară, realizările profesionale sunt principala sursă de satisfacție. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1100 de respondenți cu vârsta între 20 și 60 de ani. Marja de eroare este de plus minus 2,9%. Sociologul Georgiana Manea, coordonatorul acestui studiu, este invitatul Orei de Știri. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Vă invit să recapitulăm, să trecem încă o dată în revistă ceea ce a rezultat din sondajul făcut de dumneavoastră. Să mergem la motivele de satisfacție, să fim pozitivi. Ok. Cum vi se pare faptul că românii găsesc satisfacție în fericirea familiei, în mulțumirea în interiorul familiei? E comun tuturor oamenilor sau procentul acesta de 54% e mai mare în România? Se poate spune că în societatea românească familia și sănătatea sunt valori importante. Societatea românească este, comparativ cu alte societăți, una tradiționalistă mai mult. E adevărat, sunt și alte țări mai tradiționaliste decât noi, dar cel puțin în comparație cu țările occidentale, societatea românească este orientată mai mult către valorile tradiționale. De aceea, faptul că oamenii pun pe primul plan familia și găsesc mulțumire în relația cu cei dragi, faptul că au copii, relația cu rudele, nu este un lucru surprinzător. Este un lucru cât se poate de firesc pentru societatea în care trăim. Alt procent, să luăm realizările profesionale, 10%. Doar în procent de 10% îi bucură pe români realizările profesionale. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru poate fi pus pe seama faptului că ei pun accent mai mult pe alte aspecte. De exemplu, sunt mulțumiți în mai mare măsură de sănătate. Pentru ei, faptul că sunt sănătoși este un lucru mai important decât realizările profesionale. Acest lucru vine probabil și din toate proverbele tradiționale legate de sănătate pe care le cunoaștem, saluturile care sunt legate la fel foarte multe de sănătate. Deci vine tot din aceste valori pe care ne axăm ca și nație. În ceea ce privește prietenii, 4% resimt această împlinire, această satisfacție de a mai avea prieteni. Procentul acesta credeți că a scăzut sau e constant, nu știu cum considerați dumneavoastră, e afectat cumva de vremurile pe care le trăim? Oricum, altele după 89. Da, este adevărat. Se poate observa și din alte studii că odată cu strâmtorarea bugetului, oamenii au tendința să petreacă mai mult timp în casă, în familie, și să nu mai iasă la fel de mult în oraș. Astfel, probabil, și relațiile cu prietenii au fost cumva reduse într-un fel. De aceea se poate pune acest lucru și pe seama contextului, dar se poate pune și pe seama faptului că, așa cum am menționat și mai devreme, oamenii pun cel mai mare accent pe familie. Deci, cumva, familia este în primul plan față de prieteni. Prietenii sunt importanți mai mult pentru persoanele tinere, în mod evident.
Să trecem acum la temerile românilor. Din nou, vi se pare că ne încadrăm ca și societate în... în majoritatea societăților europene, să zicem? Ne încadrăm în ceea ce cunoaștem despre societatea românească. Pentru românii, sănătatea este unul dintre aspectele importante și rezultatele studiului arată că una dintre cele mai mari temeri, de fapt cea mai mare temere, este pierderea unei persoane dragi. Ea este urmată de posibilitatea ca eu să mă îmbolnăvesc de ceva. Deci, două dintre cele mai mari temeri sunt legate de sănătate. E adevărat, sunt urmate apoi de temerile legate de contextul economic în care trăim, temerile legate de acoperirea cheltuielor de zi de zi și legate de pierderea locului de muncă, posibilitatea de a nu mai avea un loc de muncă. Dar spuneți-mi, este posibil ca pentru un francez, un neam, să zicem că tot am vorbit de Franța și de Germania de ceva vreme, să spună că sănătatea este pe primul loc sau că se teme pentru propria sănătate? Este general valabil pentru oameni în general? Da, e adevărat. Sănătatea este un lucru pe care cei mai mulți oameni pun accent, însă este posibil ca în alte societăți lucruri legate de situația profesională să fie mai importante decât lucruri legate de sănătate. În societățile unde se pune mai mult accent pe propria persoană, pe propria dezvoltare personală. Pe când vedem că în societatea românească oamenii pun mai mult accent pe cei dragi. Da. Iar diferența aceasta între 21% care se tem pentru sănătate, pentru dispariția celor dragi și situația profesională pentru care se tem 12% dintre respondenți, vi se pare că e în limite normale sau... Nu ne surprinde, ca să spunem așa. Sunt niște rezultate care sunt cumva de așteptat pentru societatea în care trăim. Nu este ceva surprinzător dacă interpretăm la nivelul faptului că românii nu pun la fel de mult accent ca alte societăți pe propria dezvoltare profesională. Într-adevăr, este o diferență mare de la 21% la 12%, însă pentru noi nu este ceva surprinzător. Are șanse societatea noastră să se schimbe sau cam astea vor rămâne și pentru viitor procentele? Odată cu venirea crizei, din alte studii am observat că oamenii din contră s-au orientat mai mult către casă, către familie, cumva pentru că contextul economic a amenințat siguranța lor, i-a amenințat poate pe cei dragi și din contră, dacă înainte, în 2008, exista o tendință de a se orienta poate către, a cumpăra lucruri, către valorii din segmentul acesta economic, după venirea crizei, oamenii au început să se retragă din nou. Deci, dacă luăm în considerare situația despre care se vorbește în presă, este posibil ca aceste aspecte să rămână în continuare valabile cel puțin o perioadă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru comentarii. Vă mulțumesc și eu. Și-a pus banii la bancă și a rămas fără ei. Este povestea unui bărbat din Ploiești care a depus 30.000 de lei într-un cont și a mai găsit 19. Se pare că de vină pentru dispariția banilor sunt fosta directoare și o casieră. Ele sunt cercetate acum pentru delapidare. Când a vrut să lichideze contul, bărbatul a aflat cu stupoare că nu mai are bani din iunie și culmea că i-ar fi retras chiar el. Misterioasa dispariție a fost elucidată de casieră.